alt copil de 10 ani. Numai că dorințele sale erau chiar neobișnuite. Să devină un zburător excepțional și să se teleporteze oriunde și oricând voia. Ar fi extraordinar dacă ar exista cineva care să mă ajute mereu și nu ar mai trebui să mă gândesc eu cum să fac. Numele meu este Doni. M-aș ști că eu ți-ai dori pe cineva care să te ajute mereu. Iată-mă! De atunci încolo deveniră cei mai buni prieteni. Doni îl ajuta și îl sfătuia mereu cum să procedeze mai bine în orice situație. Lucrurile merseră bine doar un timp. Pleacă, acum că am mai crescut, vreau să fiu independent. Ți-am fost trimis pentru a te sfătui. Atunci când un copil își alungă ajutorul, acesta trebuie să plece, să locuiască departe de lume. Mai rău este că nimeni nu știe care este cheia ca să poți să te întorci. Nu vreau să plec. Te rog, nu-mi faci asta. Bine, rămâi cu mine. Cu condiție să nu mai dai sfaturi la fiecare pas. Doni nu se putu abține și îl sfătui ce să-i spună unei colegi. A doua zi, Andrei se simțea puțin ciudat, dar își aminti că a vrut să fie independent. Timpul trecu până când, într-o zi, în drum spre casă, fu oprit de un necunoscut. Hei, salut! Sunt prieten cu tatăl tău care m-a rugat să las acest pachet la voi. Poți să mă conduci, te rog? Andrei însă își aminti de sfatul lui Doni de a nu vorbi cu străinii. Mă grăbesc, poate altă dată. Iată cheia pentru a mă scăpa din locul unde am fost închis. Când un copil folosește un sfat pe care ajutorul său i l-a dat cândva, atunci toate ajutoarele captive se pot întoarce la copii. Îți mulțumim! Așa deveni Andrei eroul tuturor, dar mai ales al lui Doni, prietenul său pitic.